Sunt Costin Ioniță, candidat al Alianței pentru Uniunea Românilor la funcția de primar al orașului Bragadiru. Proiectul meu pentru Bragadiru reprezintă ultima șansă a acestui oraș de a se ridica la nivelul anului 2021. Partidele sistemului vor să împiedice cu orice preț schimbarea pe care noi o dorim toți. În calitate de deputat de Ilfov, din partea Alianței pentru Unirea Românilor, intru zilnic în contact cu cetățenii județului și cunosc problemele cu care se confruntă zi de zi, atât locuitorii din județ, cât și locuitorii din orașul Bragadiru. Sunt probleme cu care aceștia se întâlnesc zi de zi, la multe dintre ele nu găsesc rezolvare. Orașul Bragadiru este un oraș care are nevoie urgentă de dezvoltare și de un management profesional. Colegul meu, Costin Ioniță, este candidatul nostru din partea Alianței pentru Unirea Românilor, o persoană cu capacități de dezvoltare a orașului nostru, pe care îl susținem pentru a oferi orașului nostru o perspectivă, un viitor al tuturor locuitorilor din acest oraș. Trebuie să facem dreptate pentru Bragadiru și împreună cu dumneavoastră, pe 27 iunie, trebuie să alegem schimbarea orașului nostru pentru un oraș mai curat, pentru un oraș dezvoltat, așa cum ar trebui să fie în anul 2021 orice oraș de lângă o capitală europeană. La nivel local observ un potențial uriaș de dezvoltare a comunității noastre. Bragadiru este unul dintre orașele județului Ilfov care are nevoie urgentă de o schimbare de management. Noi, Alianța pentru Unirea Românilor, împreună cu colegul meu Costin Ioniță, avem un proiect pentru Bragadiru, un proiect care poate fi implementat imediat după data de 27 iunie. Pe 27 iunie învingem sistemul și vom face dreptate pentru Bragadiru.